înseamnă Helicobacter pylori? Helicobacter pylori este o bacterie descoperită în anul 1982 ca și cauză principală a ulcerului peptic. De atunci a devenit o vedetă incontestabilă a lumii medicale, dovedindu-se că infectează peste 50% din populația globului, fiind cea mai frecventă infecție de pe glob. Din fericire, nu toți pacienții infectați dezvoltă probleme sau simptome din cauza colonizării stomacului cu Helicobacter pylori. O mică minoritate au simptomatologie dispeptică și mai puțin pacienți trebuie tratați pentru această infecție. Este vorba de cei care realmente dezvoltă ulcer peptic, au cancer gastric precoce sau limfom gastric sau niște leziuni ale mucoasei gastrice care sunt depistate la endoscopie și care predispun la evoluția în timp a cancerului gastric. Transmiterea infecției s-a dovedit că are loc în copilăria precoce și este foarte rară transmiterea interpersonală între adulți. Cum scăpăm de Helicobacter pylori? Tratamentul infecției este unul destul de complex și presupune asocierea unor antisecretorii cu niște antibiotice și niște antiseptice, cum sunt sărurile de bismut. Tratamentul este îndelungat, durează 14 zile și poate avea efecte secundare semnificative. Din această cauză, trebuie selectați pacienții care necesită tratament. În general, reinfecția este rară și reapariția bacteriilor la un același pacient de regulă înseamnă că tratamentul făcut anterior a fost ineficient. Din acest motiv trebuie modificat, în general, de un medic specialist care este experimentat în tratamentul acestei infecții. Bacteria a fost asociată și cu riscul de apariție a cancerului gastric și, de fapt, asta îi înspăimântă pe cei mai mulți dintre pacienți. Dar această eventualitate este rară și dacă tratăm pacienții care trebuie tratați, șansa ca cineva să dezvolte cancer gastric din cauza acestei infecții este extrem de mică.